Da. 700. Da. 800. Nu, și 900. Deci 700 este la mijloc pentru punctul A. Și cine este în față și cine este după? 500 în față. 500, sigur. Da? Și respectiv? Și respectiv 900. 900. Problemă banală pentru tine. Sigur că te-ai gândit foarte rapid. Deci, dat fiind faptul că au rămâne impact tot timpul și de forma A00, cele trei numere consecutive în care 700 se fie penultimul sunt 500, 700 și 900. Următorul punct. B. B. Cel din mijloc să fie 300. Cel din mijloc. Adică 100, 300 și 500, da? Sigur că da. Cel din mijloc e tot penultimul, da? Da. 100, 100 pentru punctul B. Deci tot penultimul egal cu... Cel din mijloc. Cel din mijloc, dar da, tot penultimul este. Da, da, corect. Am pus mestru, comod eu aici. Da, am pus puncte. De-aia am pus puncte, că este același. Deci 300 acolo, aici e 300, da? Da, da, și aici 300. Așa. Și atunci vine 100 și 500. Punctul următor. Ce? Ultimul să fie 900. Ultimul să fie 900. Ultimul. Uitați-vă la A. Atent. Atât. Da. Atât v-a scris de la excelență și mai greu, da? Atât v-a scris. Atât v-a scris. Da, atât. Eu nu atât am vorbit. 900 și pe urmă completez, da? Asta aveți spus tu, sigur. Atât. Sigur că da. Da, a fost foarte simplu. Dacă Raul ar mai primi 200 de lei, ar avea cu 100 de lei mai mult decât Valentin, care are 500 de lei. Câți lei are Raul? Hai, ca să-mi place. Da, da, da. Nu, așa, nu faci așa. Nu faci așa, că nici n-am înțeles-o. Știi, mă pui... Ai înțeles încă data? Da. Deci, da. Dacă Raul ar mai primi 200 de lei... Stop. Dacă ar mai primi cât? 200 de lei. El are o sumă acum. Da. Deci, Raul are X. Nu știu cât are, o sumă. X. Deci dacă ar mai primi 200... Dacă Raul ar mai primi 200 Stop. De lei... Dacă ar mai primi. Deci X plus 200. Da. Dacă ar avea cu 100 de lei mai mult decât Valentin. Care are 500 de lei. Momentan, Raul are 400 de lei. Așa crezi tu? Da. Pentru că facem 500 minus 6, nu. 500 plus 100 dă 600. Și spune că el are cu 200. Dacă ar mai avea 200, înseamnă că ar avea peste Radu cu 100. Înseamnă 600. A cărat mai de numai 500. Da, adică noi avem 2. Scadem 1. Nu, adunăm 1 și ne dă 6. Și din ce scădem 500, scadem 1. 400 de lei. De tot nu am înțeles. Ai făcut așa de repede încât eu sunt chiar și în ceață. Bine, 500 plus 1. 600. 500 plus 100, da? Da. Începe de la 600. Hai să vedem așa. Deci tu ai înțeles așa problema. Că... Cum o cheamă? Nu Raul, cum o cheamă? Valentin. Valentin. Spune problema, are 500. Da, Valentin are 500. Puteam să vă spun mai clar. Mai clar vreau să spun. Bine, 500 plus 100 de 600. Stop, dar de ce 500 plus 100? Pentru că el spune dacă ar avea cu 100 mai mult decât Valentin, ar avea Valentin are cu 500 de lei, 500 de lei. Și eu adaug 100 să-mi dea suma. Așa. Și din 500 scad cât ar mai trebui. Cui? Lui Raul. Scad 500 minus 200, îmi dă 400. 500 minus 200 îți dă... Da, 400. 500 minus 200? Nu, 600 minus 200 îmi dă 400. Și 400 plus 2
Dă 6 și înseamnă că e corect. Deci tu spiezi pe care avea 400 de lei. Deci tu vezi că ideea... Da, da, vin și mai arăt ce vrei să fac, dacă nu mă prind, nu mă prind. Nu mă prind. Nu mă prind și asta e. Hai, ce 500. 500 are 5. Valentin. Ia cu asta că e același. 500 valente. Dacă Raul ar avea plus 200, ar avea mai mult decât Valentin. Ar avea cu 100 mai mult decât Valentin. Adică cât ar avea în condiții în care Raul? Ar avea 600. Așa, că cu 100 mai mult decât Valentin și pui 100 aici. Da. Și ai făcut 600, cum spui tu. Da. Deci Raul plus 200 ar face acum 600. Așa, 600. Și scădem 600. Acum ca să aflu pe Raul cât are el, 600. Da. Minus. Cât ar mai trebui? Adică 200. 200. Așa. 0, 0, 0, 0 și 400. Deci iată-l pe cine? Pe Raul? Pe Raul. Cu 400, da? Da. Deci răspuns corect, spui cu răspuns. Corect, 400. Corect. Raul, da, răspunsul corect este că Raul are 400 de lei, iar Valentin are 500 lei. Are 500 ca și de în autor, da? 500 lei. Urmă. Trebuie să mă concentrez ca să te înțeleg. Domnul de la supermarket. Iertă-l de la supermarket. Dacă Tania iar da 100 de lei Anastasiei, da, atunci fiecare ar avea 300 de lei. Câți lei are fiecare? Nu mai au dat. Mai citești o dată, chiar n-am înțeles. Nici n-am înțeles. Păi hai, trebuie să înțelegi. Dacă Tania iar da 100 de lei Anastasiei, atunci fiecare ar avea 300 de lei. Câți lei ar avea fiecare? Câți lei are fiecare? 300, gata. Cum? Dacă începe cu 400. Nu, 400. Începe cu 600. Cine să aibă 600? Zic. Să aibă Tania. Păi stai un pic. Dacă Tania ar da 100 de lei Anastasiei. Scriem T. Tania. Minus 100 Anastasie, atunci fiecare ar avea 300 de lei. Fiecare ar avea 300 de lei. Atunci și Tania și Anastasie. A plus T. Da. Egal cu 300. Egal cu 600. 600. Da. Ți-ai luat adunat, te zice. Da. Și gata. Scriem 600. Da. Se explic. Minus 300. Așa. Egal. Dar așez băi puncte, ne faci nimeni observații. Ai văzut de la gâtul meu când i-am greșit. Unități sub unități, 10 sub 10, așa că așa... 300. I-am prins, te execut. 300. 300. Doar. Și 300 ăsta. 3, nu. Aici trebuie să dea 400. Cine să are 400? Aici. Cine să ai 400? Nu trebuie să dea într-un fel aici să ia 400. Cine? Păi cele două fete au 300 și 300. După ce o să-și fac jocul ăsta, da, ea de la mine, au 300 și 300. Dar atunci cât are prima? Cât are prima? Tania? Tania are 400 minus 100. Așa. Și face 300. Dar Anastasia cât are? Am înțeles că după ce au dat 100. Păi 300. Păi după ce au primit? După ce au primit? Păi... 200 plus... Plus 100 a primit, așa. Da? Fac 300. Așa, da? Aha, am deci, înțeles. Am înțeles și eu. Dar zic că înțeleg. Și m-a explicat acolo 300. M-ai explicat ceva tu, dar nu fie așa. Minus 300. Deci, cât da. Aveam Anastasia, mi-a dat cât aveam Tania. Nu, cât avea Anastasie aici.
Da, am înțeles tu că 600 ai împărțit-o în două părți. Dar eu aș fi vrut să îmi spui așa. Clar acum, a răspuns corect. Cât are Tania și cât are Anastasia? La început, înainte de ce pe jocul. Tania. Da, Tania. Tania. Are egal. Egal. 400. Așa. Și Anastasia? A. Egal. 200. Așa. Și acum când îți dă undeva 100, 100 și e duce aici și face 300 și face egal. Da? Foarte tare, foarte frumos problema. Ai făcut... Egal 600. Cele două adunate fac 600. Că și-o dat dintr-o mână în alta, e povestea lor. Gata. Dar dacă și-ar fi dat câte 50 de lei una altea, cât ar fi fost? Ar avea 1000. Nu, câte 50 de lei s-ar fi jucat, nu 100. Păi, dacă ar da 500... 50. Nu, câte 50. Dacă și-ar fi dat câte 50, cât ar fi fost suma lor? 800. Deci dacă și-ar fi dat... Una, am înțeles, are 400. Nu, asta trebuie să aibă 350. Și asta 450. Scade 50 și de 400 și 400. Nu. Păi eu te întreb așa. Dacă, așa cum le vezi tu, da. 400 și 200, și-ar fi dat, Tania i-ar fi dat lui Anastasia numai 50. Da. Păi atunci ea rămâne cu 300 și așa cu 250. Cu 300? Nu, 450. Păi dă din 400. 350 și asta rămâne cu 250. Și ajunge cu 250, da? Da. Să modifică suma lor? Suma după ce au făcut din jocul ăsta? Da. Cât va fi suma? Să-ți calculeze, nu? Așa, lasă. 350 cu... 300. 600. 600 rămâne. Băi, dacă și-ar fi dat 75 de lei, hai să vedem 75 de lei. Nu, nu cred că am să dea. Ia să vedem. Deci dacă și-ar fi dat 75 de lei. Ar rămâne cu 325. Da. Și 275. Corect. Să nu poate. Păi... Dar e grea. Ia să vedem. Cât? 325, ai zis. 300. 325. Minus. Nu, plus. Și-a adunat. 275. 275. Nu. Aici e 0. Și foarte tare, foarte tare. Dar acum nu mai plăcea așa. Minus 100. Am făcut. Ia fel. Minus 500. Nu. Da. Dar dacă aș fost, dacă Tania îi dădea 97 de lei lui Anastasia. 97 de lei. Bine. Cât ar... 97. Cât ar fi avut împreună? Cât vor avea? 97. Aici cât da. Vor fi? 300. 313? 300? Pe 97 am zis. 300... Dacă 97 până la 100? 3. 303, ce mai zic? 303. Deci atunci a fost 303. Da. Plus... 297. 297. Zero. Da. Nu mai am. Păi cu 1. A, nu, 0. 0, așa. Băi, asta e curba. Nu cred. Cum nici nu vezi? Păi și 125? 125? Sunt tu cât vrei. 125. Hai, dă-i așa. Deci, 125 de lui Anastasia, să vezi. Asta e. Scriem aici jos. 175? Deci, 300 cât e? 5 pe plus. Și... Aici cât ar fi? Păi eu știu, tu să se... 375? 325. Ia să vezi. Ia să mai gândești. 335. Nu, 235. 200? Nu, 303. Păi dai zis să scade 175, că ai 200, ai pus 175, ai făcut 375.
Și acum, din 400, dacă scăză 75, cât? 75 dacă de lemn ne dă... Cât am spus atunci? 175 ai spus. 125 ne dă, minus 1, 200... 225. 225, sigur că da. Așa. Cum? Ia și atent. Nu, nu, 0. Că să scriu aici, am spus 8. 600! Păi nu se poate. Ce deci asta ce înseamnă? Care e mirenea asta? Că dacă își dau de la una la alta... E diferența pentru că scrieți 125... Nu, 125 e format 125. Plus... Trebuie să ghicești, care și mecherea. El în total cât fac acum? 400 și 200 faci? 600. Și dacă schimbă, îi dă de la asta la cealaltă, ce se întâmplă? Dar trebuie să fie aceeași sumă, nu? Da, aceeași sumă. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Îi dă rezultat cu același. Păi trebuie să te gândești acasă, e foarte tare problema. Da. Da. Pentru că scadem 20 aici, scadem 23. Scadem 23 la fiecare. Băi, după ce și-au dat ei, fie că și-au dat 25, da. Fie 75, fie 97, fie că 175, fie... Ciudat este că ne adun de același lucru, ca și ca exact cât a fost la început. Da. Suma e 600 și fac ei jocurile astea tot și acolo o să ajungi la același lucru. Asta e ciudat, da. E foarte ciudat. Nu știu cum să explic asta. Se tot plimbă 75. Se plimbă, da. Da, 75. Adică iei de la unul, îi de la unul și îl dă la celălalt, în suma aceea de 600. Uite, se plimbă aici, uitați, așa. Se plimbă aici și aici. Dar 75 e important sau și 97 dacă pui? Se întâmplă și 97, dar trebuie să vezi cât e aici. Bă, dar nu e important dacă trebuie să fie 4 aici. Dacă e 4, s-a stricat. Păi da, el 601. El e 400 aici și când ai luat... Rămâne corect ce rămâne. Și dacă aici era 4... Băi, 400 la început și 200, să ne înțelegem. Oricum, dacă ai făi 4 aici, tot exercițiul s-a stricat. Păi, fii atent, păi... Adică 304... Vrei să studiez problema asta? Că eu nu îi dau de capăt acum, nu știu că de sunt stresat. Vrei să-i dai de capăt să vezi ce se întâmplă? Da. Deci, două... Faci și tu cu fratele tău acasă. Da. E o sumă la unul, o sumă la cealaltă. Da. Puneți pe masă și dai lui celălalt și tu îmi numărați. Cât o rămas la ăsta, cât e la celălalt, și să vezi că ne adun, e ciudat același lucru. Trebuie să găsiți... Adică punem foarte multe bilețele. Nu, nu, multe situații de acestea până când găsiți răspunsul. Că ce se întâmplă e o curiozitate maximă. Se scade 75, se adună și 75. Asta-i, mă. Se scade 25, trebuie să fie neapărat 5 la sfârșit. Nu neapărat 5. Nu, nu, nu. Până la 97. 97. Da, adun 1, nu merge, pentru că dă 8. Și cu 3, dă 11. Analizează că nu. Și dacă ai... De unde e 1? Că n-ai unde să fie 1. Nu, ori... Trebuie să închizi problema, da. Să te dezvolți cu ceva, da. Da, trebuie să te... 5 trebuie să fie mereu la sfârșit. Nu, nu mereu la sfârșit. Poți să-mi luau 7 mers. Pentru că 5. O mers cu 9-7. Se adună cu 2. Băi, n-au zis, fost 9-7, mă. Fost 9-7 în care-i vreun. Exact. Deci o mers cu 9-7, nu? Băi, se adună 2. Nu. Hai să adună 2. E problema... Păi, 7 și cu 9? Cât trebuie să adun? 2. 7 și cu 5? 2. Nu contează, mă. Auzi, tu trebuie să-i dai de capăt, că de asta e matematica frumoasă. Exact. Acum e o problemă, să știi, s-ar putea să nu dorm la mapă. Da. Dar nimic. Nimic. Se poate întâmpla să descoperi ieșițul ăsta și să povestești tuturor prietenilor tăi. Corect. Că este tare de tot, indiferent cât... Aici eu nu pot să înțeleg.
Deci, indiferent ce număr scazi de aici și îl pui din coace, suma de este aceeași. Păi se scade... Uitați, tu ai 4, 75 și 75. Da? Avem problemă cu doar 1. Doar 1 avem problemă. Așa. Aici e 9 și aici e 7. Da? 9 minus 7 cât e? 2. Așa. Și 7 minus 5, 2. Aici e 2 și aici e 2. Înseamnă că e diferența de 2. Adică 20... Spune-ți, profesor. Bun, eu zic că am dat drumul la o problemă care merită studiată. 22 este... Așa să fac matematicieni, așa pățesc. Dau câte o problemă de asta și pe un încep să ocupi. Și se duc și mergi pe stradă și tot se gândesc și gândesc la ea. Și se duc și acasă sau la masă și se gândesc la ea. Și unul a pățit următoarea chestie. Se gândea la o problemă foarte, foarte tare, a venit un prieten la el, dar nevasta, când a plecat de acasă, i-a pus un pui pe masă acolo. Da. Uite, zice, când termin problema asta, că știu că cu tine nu mai stai la capăt, zice, când termin problema asta, să mănânci de acolo, puiul este acolo, pregătit, tot. Știi ce-a pus? Vint un prieten la el și zice, salut, dar el nu m-a auzit, nici nu vedea, era cu problema lui acolo și era nebunit. Și eu, prietenul știa că e cu păsărica asta și cu el, că la tine problema numai... Știi cum a făcut? Și-a dus și-a mâncat puiul. A mâncat puiul, tot, a plecat, salut. Când el îți o termina problema și era bucuros, foarte bucuros, zice, hai să mănânc și eu. Când îți duce, zice, am mâncat, zice. Am mâncat, pentru că puiul nu mai este. El nu și-a dat seama că puiul l-a mâncat prietenului. Deci eu e prieten, o să de vorbă cu el. Și eu am mâncat puiul, tot și el când ce mi-e foame, doamnă, acolo, eu te vezi că am mâncat. Așa era matematică. Exact. Când te prinde o problemă de asta, nu mai știi, nu mai auzi, nu mai vezi, nu mai știi nimic. Da? Îți povestesc eu așa, altă întâmplare, așa, foarte faină. Așa e matematica. Tu acum ai problemă de asta. Ce se întâmplă? Ai scăzut 25, ai scăzut 75, te-ai jucat 97 și dă același lucru. 22. Băi, trebuie să dai răspunsul. Trebuie să dai răspunsul. Neapărat pentru toată viitoare. Am spus că 22... Orice număr ai da. Adică ai dat 25. Nu e legătura cu 22. Nu e legătura astea. Am lucrat pe 75, am lucrat pe 97 și 175 ai dat tu și am trebuie măcar să dea aici 5, trebuie să dea aici măcar 10 și aici. Asta nu mai mănâncă. Seara asta nu mai mănâncă. Da. Te gândești la problema asta că ce fac. Hai să zicem. Haideți-ți fie 2 și 3. Ia să-i pune prietenul meu ăștia așa. Băi, faceți voi problema așa, sunați-ne. Da. Să ne sune, să dea comentarii la problema asta așa frumoasă, interesantă. Toți colegii din clasa a doua, pot face și pot gândi la problema asta, să vedem ce sugestii ne dau ei. Bine? Da, corect. Dar dacă putem face noi mai devreme, îi putem fi. Da. La revedere! Să nu uite de la GR să vă abona la Prof Online. Așa. La revedere! La revedere.